nemulțumit de faptul că promisiunile nu au fost ținute. Și atunci vă întreb, cum este mai bine să faci politică în România? Cu onestitate sau cu ipocrizie? Parlamentar de diaspora și dacă aveți Italia în... Acolo e, da. Vă mulțumesc. Ramona Bădescu e în Italia, pe mine mă cheamă Ramona Mănescu. Da, v-am zis, aștept mielul. Sigur. Da, atacul dumneavoastră a fost foarte direct, deloc voalat. Eu am spus foarte clar și cred că oamenii au înțeles foarte bine, este vorba de clasa politică per ansamblu, iar Partidul Național Liberal a dat dovadă de onestitate, a dat dovadă de cele mai multe ori de onestitate, de curaj și și-a asumat toate deciziile pe care le-a luat, bune, rele, așa cum au fost. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal a demonstrat, la guvernare fiind o guvernare dificilă, să ne amintim, cu un președinte nu ostil, foarte ostil. Nu vă întrerup, am spus câțiva lideri. A reușit Partidul Național Liberal să aducă creștere economică, a reușit să aducă bunăstare. Și a reușit să aducă bunăstare pe care eu zic că cetățenii o simt și simt acum diferența. Simt că în guvernarea liberală, eu vorbesc de familiile tinere, au reușit să-și cumpere o mașină sau au reușit să se mute de la două camere la trei camere. Au reușit să mai facă un copil și au permis. Acum spuneți-mi dumneavoastră, cu măsurile pe care acest guvern, care mie nu mi se pare de dreapta, mi se pare de stânga, le ia, ce mai reușește cetățeanul român să facă? Eu cred că nu mai reușește să facă nimic. Unde este onestitatea? Acolo unde guvernul liberal a făcut tot ce a putut și a spus unde nu se poate, aici este limita, sau în guvernul dumneavoastră unde promisiunile au fost atât de frumoase încât electoratul a avut niște speranțe în fața cărora acum nu mai poate nimeni să răspundă. Doamna Ramona, credeți-mă, cu tot respect, vorbiți foarte frumos, foarte blând, foarte cald și chiar vă apreciez pentru... și nu numai pentru chestiunea asta. Încercați să nu mai luați apărarea unui guvern care știm cu toții, care și câteva merită, dar Doamne iartă-mă, are și multe bube și nu... Haideți să uităm chestiunea asta, mai ales când vorbeați despre tineri. Cred că e singurul guvern post-decembrist care n-a avut niciun proiect pentru tineri, care și-au luat tineri locuințe. I-a ajutat guvernul sigur că da, deci eu nu să ia vreo locuință. Doamna Bădescu, haideți să ne înțelegem că tinerii... Eu nu înțeleg ce aveți în după amiaza asta. Dânsa e doamna Ramona Mănescu. Propun așa, să da? Punem niște cartonașe. O poziție eligibilă la viitoare candidată la europarlamentară. Doamna Ramona Bădescu e doamna aceea folcloristă, nu? Sau cu ce s-o ocupă? Bădescu, da. Da, ok. Bun, nu e folcloristă, dar sunt de acord. Nu discutam despre guvernul Tărăceanu. Dacă vreți să începem discuția asta, credeți-mă că numai despre asta discutăm și nu am deloc cuvinte de laudă la fel ca și dumneavoastră. Un singur exemplu de programe pentru tineri, pentru tinerii antreprenori, pentru IMM-uri, startup-urile pentru afaceri, pentru că mă scuzați, noi suntem liberali, noi suntem liberali. Pentru conformitate este bine, dacă îmi permiteți, doamna Mănescu. Doamna Mănescu, da. Care este atitudinea presei din străinătate vis-a-vis de... Doamna Mănescu. Este foarte clar că pentru președinte scopul scuză mijloacele și este cel mai bun exemplu. Presa occidentală a reacționat atât de vehement și colegi din Parlamentul European au reacționat atât de vehement tocmai sau și din acest eu motiv. Eu spun că au reacționat ironic. Ironic și firesc. Domn Gelenu. Dacă membrii PDL sau simpatizanți PDL îi vor da voturi Elenei Băsescu, PDL-ul pe cale de consecințe va pierde câteva locuri pentru a intra Elena Băsescu în Parlamentul European. Aceasta este socoteala, aceasta este calculul. Aceasta este imoralitatea pe care președintele o face la adresa sau atacând, slăbind Partidul Democrat Liberal. Și aici intervine imoralitatea și faptul că pentru președinte scopul scuză mijloacele. Și ceea ce se întâmplă la nivelul PDL-ului se întâmplă la nivelul întregii țări. Mi se atacă partidul. Dar nu atacă în partidul, domnul Brânză. Până la urmă reprezintă Faramon. Nu mă poți, nu, dar ar putea să aibă. Continuăm discuția și revenim cu precizări. O scurtă pauză de publicitate, revenim. Pentru că domnul Joana și Clin Antonescu știu foarte clar
că nu este posibil să facă acest lucru. Asta, dar o spui pentru populație. Și o spui pentru populație. Sigur, dar nu, de ce să mințim populația? Președintele pentru că suntem în an electoral, nu-i mințim. Președintele a fost criticat în Parlamentul European acum două zile, a fost criticat președintele României în Parlamentul European, în dezbaterea de acum două zile, dezbatere între Parlament, Consiliu și Comisie, pentru că a făcut această doamna afirmație Mănescu, nesustinită. Credeți că îl interesează? Pe cine? Pe Traian Băsescu a fost criticat? Păi ar trebui să-l interesează. Nu-l interesează, doamna Mănescu, îl interesează cele 4-500 de mii de români care brusc vor căpăta, de moldoveni, care vor căpăta cetățenie română și care preponderent îl vor vota pe cel care le-a acordat mulțumim această facilitate. Mulțumim lui! Bineînțeles! În detrimentul imaginii pe care România o are la imaginii României. Deși se pune că nu avem voie de răspuns. Domnul Chirea, nu am voie să răspund la întrebări retorice. Vă rog, domnul. O întrebare retorică. În presă. Stimată colegă Ramona Mănescu, atunci vă grăbiți. Vă grăbiți să spuneți că președintele nu se va ține de cuvânt. Sigur, pe de altă parte, vă grăbiți că o va face în scop electoral. Sigur. Păi, care este adevărul? Că ați plecat pe două piste greșite amândouă. O face în scop electoral, este imoral, care pentru este că știe electoral? De la început care este să-și atragă voturi. Să înțeleg că Partidul Liberal este contra cetățenilor din Moldova? Nu. Din Moldova? Felul următor. Partidul Național Liberal este împotriva manipulării opiniei publice. Doamna la modul la care se întâmplă. Lăsați-mă să vă corectez puțin răspunsul corect era asta. Partidul Național Liberal este împotriva. Nu numai că nu este împotriva moldovenilor de peste Prut, dar chiar au făcut România mare pe 1 decembrie 1918, domnul Brânză. Nu vă supărați pe mine. Nu vorbim de 1918. Păi, eu vorbim de 2009. Și Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal are un secol jumătate de existență. Partidul Democrat Liniuță Liberal are existență cât vrea Traian Băsescu. Nu vă supărați pe mine. Domnul Pielea, nu deci vorbim. Deci cinste celor care au fost în Partidul Liberal. Nu, dar văd că jigniți continuu Partidul Național Liberal. Eu nu-l apăr, chiar sunt critic la adresa lui de foarte multe ori, dar hai să prezentăm situația reală totuși. Văd că sunteți foarte virulent. Deci Traian Băsescu are Îl doare, nu știu unde, iertați-mi expresia, de soarta românilor de peste Prut. Cu astfel de declarații Se va clarifica și la nivel european. Pentru că nu este numai o problemă de relație bilaterală între România și Republica Moldova. Este problema Uniunii Europene, acordului pe care Uniunea Europeană îl are cu Republica Moldova, pentru că acolo s-au încălcat drepturi și libertăți ale cetățenilor. Ca o concluzie, o ultimă întrebare. Ține această coaliție până la alegerile prezidențiale, doamnă Mănescu? Din câte văd eu, interesul PSD-ului este să nu țină, să se îndepărteze din această coaliție în vederea alegerilor prezidențiale.